Nu, nu e încă postată. Nu e încă postată. Bună, mi-e rușine să fiu aici. A, sunt eu. <laughs> Bună YouTube și bine ai venit la Cringe Show, emisiunea de pe Twitch în care eu, domnul Vlad, mă uit la postările voastre și decid cât de cringe au fost acestea. Dacă și o postare, un DM, un story, trimite-l prin intermediul formularului din descriere. Am niște egări faini, as noi, așa noi, poate îți plac, eu i-am luat la o fată, dar nu-i mine Sweeper, Mine sweeper. Mine swapper. Mine Mine sweeper. <laughs> nu înțeleg. Nimeni poartă. Nimeni mai sufer. Who knows? mai dau că mama certat cu ea, ție îs buni, îs noi, ți buni, am dat 20 de euro pe ei. Mai bine dăm aia 20 de euro, nu vreau colanți. Ok, îți dau 20, ok. De euro să-ți iei ce tu, ce vrei tu, la vară. That, that's, that was difficult. Discuția dintre mine și persoana care stă în chirie în apartamentul părinților mei. Exact așa se comportă și în realitate. Îți zice ce -ceni? Am crezut că e un tort, e o masă cu petale de trandafiri, cu plăcere like. El cu câteva sute de euro. Câteva mii de euro, actually. Dar ce? L-au arestat cu banii ăștia? De ce își face poză și din față și dintr-o parte? Like. Tot el. Probabil cu altceva. Nu vă ce aici. Ok. Încă o mie de euro. Știi de ce îți dau? Eu ție atâtea? Îți place de mine? De mult, dar oricum știu că ai iubit. Like. Nu contează. Eu îți ofer ce ți-am promis, ok? Aia 200 euro. <laughs> Like, secret, rămâne între noi, ok? Ce-ți dau? Promite-mi asta. Îți promit asta. Mersi, te pup și somn ușor. Și să aveți grijă de voi. Pa, like, atât. I love you. Ok. O conversație foarte corectă, sincer, din partea mea, un cr. Nu mi se pare așa de rău. Mai rea gramatica, dar în rest, așa, încerca și el să dea acolo cu ce avea. 800 de euro. 14 decembrie, teză ești nașpa, iau mai mult decât tine la bac fraiere. Ok, în clasa a 12 am avut un argument cu colega mea de bancă despre cine va lua o notă mai mare la bac. M-am trezit apoi cu acest mesaj într-unul din caietele mele. Ni de sus, eu am luat mai mult. Ea ai arătat tu. Da, și i-au scris separat. Uh, Știu de ce ai luat mai mult la bac. Da, la Mi se pare că it's a nice little surprise pe care l-ai găsit în caiet. Is it cringe? E cringe că a greșit iau, sure. Am să-i dau un cri taică miu. Astea sunt bucuriile iernii și uh, doi oameni care se pe sani. Mama și al 10 au dat like. I mean, isn't that a beautiful love story? Sincer. Sincer nu știu ce e mai cringe, faptul că tata a postat asta pe profilul lui personal și public sau faptul că mama a reacționat cu haha ha la postare. Voi hotărâți. Cred că este crin e foarte respectabil că Mike ta a dat like. Înseamnă că i-a plăcut, înseamnă că ei nu i se pare cringe, înseamnă că nu e rușine cu tatăl tău, înseamnă că se iubesc foarte mult și vor să facă sex pe sanie și eu le respect decizia. Asemenea, o postare de la tata, ești la soacra ta în vizită și apare în fața ta așa, venită de la duș. Ce faci? Mama, n-a mai dat like. Asta n-a mai. Aici, aici, nu mai are sus dinere de la mama. Tata post în glume, mi-a atât de rușine că nu vreau să vă dau un context, sper doar să mă vindec de cringe cu ajutorul acestui show. Unul din doi. Bună dimineața, o zi și o săptămână reușită, poftă bună la cafeluță, prieteni. Iubiți tot ce prindeți, viața e scurtă. Aici mama în Post. <laughs> la asta nu văd like-uri. Să sperăm că a primit totuși niște like-uri, că a urat și poftă bună la cafeluță și o zi și o săptămână reușită. Sincer, o urare foarte corectă. Din partea mea, un cring. On this day 11 years ago, 11 noiembrie 2011. O coincidență, azi e 11 a 11 a 2011 și am plinit 11 ani și 11 luni. <laughs> you like this, shut Un single like and it's their own. I mean, that's a really good uh, numbers game. Sincer, faptul că era 2011, nu e așa cringe. Faptul că Bogdan de la Ploiești postează pe story de fiecare dată când nimerește la o oră de genul pe telefon, screenshot cu screensaver-ul lui, that's cringe. Asta e doar un că din partea mea. E chiar interesant, sincer. Adică, chiar să nimerești așa fix 11 ani și 11 luni pe 11 pe 11 2011. It's interesting. Următoarea postare poate tot de la persoana asta. Pare tot de la persoana asta. Stau, îs mor de plictiseală, rece și gri ca un căcat din smoală. Că n-am idei, nici vin să torn pe amigdală. This is a child that's probably nine. Îs un covrig mușcat, uscat pe o sfoară. Viața de căcat mă la cur de tine. Că câteodată puți mație și beșine. M-am păcălit. M-am păcălit. Să citesc ceva de la roboți. Avea 11 ani, 11 luni și 11 zile aici da, din partea mea, nu unu, nu două, ci trei cringe. Înțeleg că era 2011, dar să postez ceva de la roboți, that's cringe. Ceau, la ce preț ai căței? Aș fi interesat de o femelă. Bună, prețul cățeilor este 500 de lei. Toți, nu? Da, oricare. Câți ai? Un mascul și trei femele au rămas. Nu ai văzut pozele? Deci mai ai patru. Da, Îți scumpi. Ok, dacă te răzgândești, scrie-mi. Să ne vedem, dar să cumpăr cățel nu. Îți fac rost de clienți. Ok, grupul este al meu, postarea va fi ștearsă și și dumneata o să fii scoasă din grup. Pentru ce? Vrei asta anume? Să fii scoasă din grupul ăla și postarea să fie ștearsă? V-am întrebat pentru ce să fie scoasă. Nu am înțeles. Ne vedem? Nu am înțeles. Uh, ne vedem? Ne, ne vedem? Aici la mine totul e contracost. Deci... Să știu că dacă nu, șterg postarea. Deci, și pe tine din grup. Ce vrei mai exact? E sigur? Da. La mine pe grup totul e contra cist. Nu pari. Cost. Ești ieftin? Altfel se șterg și postarea și membrul. Nu, îți scump. Și? Da sau nu? Păi dacă ești nesigur, vrei sau nu? Dai ceva sau nu? Tu te rest. Anul 2018, eu am postat pe un grup de iubitori de animale cam am niște puiuți de găței de vânzare. El, care are aceeași post de profil de atunci, a încercat. Faptul că a încercat să fă prin... Uh, e grupul meu, frate, dacă nu te f*****, șterg postarea. Ok, that doesn't mean anything. Sau bloc, tu alegi. Cringe. Din partea mea, cringe. Bună, sunt Harji din India, 23 de ani, stau în Italia. Am patru pizzerie restoration și am firmă de import-export de haine. Caut o relație serioasă. Ciao. <laughs> Sono Harji din India, dar oricum s-a 23 ani. Vivo in Italia. O patru pizzerie, restauranti, anche ho una dita import-export. Serco una storia seria. Voglio fare una familia. Hello, I'm Harji from India, but 23 years live in Italy. I have four restaurants and I have one company import-export. I want to find serious relationship to make family. Omul a vrut să se asigure că se înțelege că își caută iubita. I mean, foarte respectful. A dat în toate limbile posibile, care credea că sunt de interes. Îmi caut româncă, uh, cineva care știe engleză sau italiană. Foarte corect. Cringe? Um, cringe. Dragul meu băiat, sper să mor păiat, că de când ne-am despărțit lumea am podobit. How do you în impăiat? De când nu mai vorbim lumea o înveselim, mă simt bine fără tine chiar dacă sufer după mine. Știu că ești doar un gay. Așa că dedic să mă iei. Sunt fericită fără tine și mă simt și mult mai bine. Erai ca o boală, mai răspândit ca o abureală, e foarte bine așa și te dau un p -mea. Eram un copil de 14 ani care trecea prin prima despărțire, iar pe tinii mei, tot de 14-15 ani, îmi scriau poezii de care eram atât de mândră că le puneam la story pe Insta. Ardeream cu un părsicriu pentru omul prost și viu care se ia de meu, îl aștept să-l fac chiar eu. Repere! Repere! Sunt încă acolo! Draga mea tembelă, proastă și rebelă, eu mult de tot te iubesc, să-i bătaie îți doresc, ok. Zi de zi mă enervez, cam exagerez, nu crezi? La minte întreagă ești rare ori? Ce p***a a făcut? Scuze, dar pe lângă că versurile sunt proaste, nici măcar n-are o măsură aici. Atunci însă faci furori, în rest, păi nu mai prostii, mă bucur că nu vorbești prea des cu copii. Ce pot să mai zic de tine? Păi știi să mă faci, să mă simt bine, dar mai ești zile proaste când îmi cu cuțitul în coaste absolut cringe, pe lângă faptul că sunt atât de proaste aceste postări. Una ai postat-o la Close Friends. Ok, treacă din partea mea. Bă, dar restul sunt la repere, nu ți-e rușine? Nu ți-e rușine? Mă da, să n-ai regretul peste următoarea oră să le scoți de la repere, să stea acolo 5 ani de zile. Cum adică? Nu are condei și nici nu e amuzant. Efectiv, Doamne ferească, mă. This is worse than roboți. This is worse than roboți? pentru că măcar ok, roboți l-au făcut doi oameni. And it's bad. Bine. Dar asta... Nu I... mai zic nimic. Bună. par genul de fată care ține băieții în brațe noaptea și le spune că tot o să fie bine. E <laughs> <It's> pretty cute. <laughs> Tipul clar avea mami și de încearcă să agați așa. <laughs> avea și el nevoie de un brățișare. Cu dar nu mai poate să facă nimic ca bărbații, frate. Gen, faci pe duru. a, ah, păi nu-ți arăt sentimentele îți arăt sentimentele, îți calci pe inimă să-i scrii o fata asta, să-i dai un diem, să-i zici, bună, par genul care m-ar îmbrățișa, și gata, fete, are mami Fantastic, domnule. <laughs> nu le mai înțelegi, domne pe femeile astea. Din partea mea, un cri. Unchiul autorului. Un mesaj pentru toți prietenii mei de la Bazău, care au zis că nu știu nimic decât să beau și să dorm, să le dea Dumnezeu sănătate. Context, unchiul meu se crede un fel de influencer de la țară și le mai răspunde haterilor prin postări. Kind of love that. În această postare vrea să le arate că el e șmecher și calificat, deoarece a obținut permisul de conducere. Țin să menționez că a picat de cel puțin 20 de ori până să-l ia. Nu știu cum e clar din asta permisul de conducere, dar I guess your context is more important că nu știe nimic decât să bea și să dorm, dar gen știe și să-și a permis, -o. așa că luați la Sincer, îl respect pe domnul ăsta atât de mult că nici măcar un câine nu-i dau. Nimic nu-i dau. I respect him. This is not cringe. This is, this is a man you should respect. Haters gonna hate. Da. Sinul tău mă doare, sufletul meu e ca la închisoare. Tu l-ai răpit fără nicio întrebare și inima mea bate fără încetare. Ești ca luna prin stele, cea mai mândră dintre ele. I mean, omul a înțeles că faci rimă cu versul de deasupra, dar nu s-a gândit per total poezia să aibă sens. Makes no sense, absolutely. Este o poezie dedicată unei prietene de ale mele, de către tipul care o plăcea, deși ea îi dădea sin. Cring din partea mea. Loredana Groză Pe 27 decembrie 2012 At 11.00 Cine a câștigat la vocea României? Din echipa Loredana, Brenciu, Smiley sau Moga? Hai bă Loredana, zici și -mi mie Ai câștigat tu sau a câștigat altcineva? Loredana? Lori? Fantasy, domne, cum te schimbă celebritatea asta. Nu mai știi când ne jucam cu nisip prin parc. Context. Că o seară înainte a fost finala Vocea României, dar mama nu m-a lăsat să stau așa de târziu încât să văd cine a câștigat. Pentru că era după ora 12 și trebuia să mă culc. Am plâns cu muși toată noaptea, așa că primul lucru pe care l-am făcut a doua zi de dimineață a fost să încerc să aflu direct de la sursă, like the smart kid I was. I-am scris și lui Smiley, nu înțeleg de ce nu a răspuns. Adevărat, te doare mâna, frate, să zici, da, eu am câștigat. O, oh, bolă Dana Groză, respectiv Smiley. Din partea mea, crin. Iubita. Am prostată. Eram acasă la o fostă iubită, ea era la baie. Am văzut că și-a lăsat telefonul pe masă nesupravegheat și deoarece mă plixeam foarte tare, am postat asta pe contul ei. Nu știu de ce am postat asta, puteam literalmente să scriu sau să fac orice, dar asta mi s-a părut amuzant la 15 ani. So bear with me. Am făcut să de pe telefonul meu, postarea respectivă a rămas publică luni bune, pentru că tipa respectivă nu prea stătea pe Facebook și uitase care are aplicația în telefon. <laughs> You're a horrible boyfriend. La o fostă iubită era fost atunci sau e fostă acum? S-a despărțit de tine că ai postat care prostată? cringe care a rămas atâta timp, a rămas luni bune postată pe internet. Taica miu, My Princess, Andreea, Software Engineer, mai 2024. Taica miu care nu e prezent în viața mea, on a random Tuesday, ce e și mai amuzant e că am 20 de like-uri la aceeași poză. I mean, stai pe Facebook la vârsta ta? That's weird, Da ta pe Facebook, adică 56 de like-uri, 18 comentarii pe Facebook, la 100%. Din partea mea, cringe. Te-a bătut și la like-uri, nu ți-e rușine, eu mi șterge cont de Facebook în momentul ăla. Cum adică să mă bată taică la like-uri cu postarea mea? Rușine, rușine. Bine tu, bine și eu. Mă mai cunoști? Nu stăm că deci da, te mai cunosc. Bine, mă bucur. Ce mai faci? Am De ce, de ce stai poezie în această ediție? Ești frumoasă ca o floare și gingașă ca o mare. Ești mai dulce ca dulceața, ești o perlă foarte curată. Te-aș spune la inima toată. Să mă faci fericit mereu, să fii tu sufletul meu să mă mângâi pe fățucă, să mi spui te pup dulce. Come on, man! Fățucă cu dulce și n-ai băgat și tu o pe acolo. Sincer, după toate versurile astea frumoase, era n-ai să zici să fii tu sufletul meu, să mă mângâi pe fileu, something, I don't know. Puteai să nici nu pui o rimă, că și așa n-ai pus în alte parte. Mersi, ce faci? <laughs> Acest băiat îmi tot dădea mesaje când aveam 13 ani și nu îi răspundeam de obicei. Dar aici ales să mă dea gata cu o poezie pe care i-a trimis o următoare zi prietenei mele. <laughs> păi dacă tu nu te f***i, o folosesc în altă parte. Am scris-o degeaba? Cringe. Postare de un cartof pe 1 august 2014. It is a mistake to think you can solve any major problems just with potatoes. I'm pretty much a couch potato. Pentru mine raiul e cartoful mare copt și cineva cu care să-l împart. Păi dacă ești un cartof, wouldn't that be cannibalism? Cu cine vrea să împarți cartoful cu alt cartof? It's kind rude. Morcovul este un fel de cartof cu idealuri. I used to have this Facebook account. Era ceva obsesie cu cartofii atunci. Unul dintre ei. Ai ținut pagina asta 2 ani și după ăsta ei, 20 decembrie 2012 You laugh because I'm different I laugh because you're all the same Afară ninge liniștit și în casă sfârie tigaia. Cartofii sunt la prăjit așteptându-și obstescul sfârșit 2. Afară ninge încetișor și în zăpadă zace un cartof zdrobit de un bulgare care i-a ajuns până la torace. Na, 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 na. You and un cartof and 15 others like this. Cum are această postare și ce like-uri, aș vrea să știu. Cred că erai pe cale să faci o pagină de succes. Problema e că te-ai lăsat și că n-aveai post de profil. Dar cred că ai fi putut să ai o pagină cu 6 milioane de urmăritori acum, dar te-ai lăsat prea devreme. You were right about this one, dar nu te-ai ținut de treabă. De asta, majoritatea dintre voi nu o să ajungeți milionari, pentru că nu vă țineți de treabă. Din partea mea, doar un câ pentru că this is a hustler eu q sasuke nu eu am meditat o ci sabinut da și acum mai am un mail cu Sasuke cu care mi-am făcut cont la EMAG și mă gândesc de fiecare dată când merg să-mi iau comanda că poate să mă strige cineva Sasuke sau o să dau pe o tipă tip care să-mi zică Bună Sasuke, eu sunt Sakura Naruto. Realist nu cred că o să zică nimeni asta vreodată. So, yeah. Din partea mea, cringe, dar pentru povestea pe care mi-ai zis-o, nu pentru poză. Poza, poza ar fi un crât. Dar uh, pentru povestea asta că ai fantezia asta în care o să zică cineva la hey, mag bună Sasuke, that's, that's a bit cringe. Get over it. Nu, 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 nu e încă postată. Nu e încă postată. Dă-i boost. Băiatul de care îmi plăcea în clasa șaptea s-a ținut de mână cu o altă fată. Așa că am căutat pe net o poză cu o fată cu aceeași nuanță de păr ca mine și am postat-o. Cele nouă comentarii de la petele mele aveau scopul de a trezi gelozia în ochii băiatului de 13 ani, de la 7B. N-am nimic. Uh -huh. uh -huh. Cringe. Trebuie să fie cringi. O să scriu pe piatră, mi-e dor de tine și o să-ți dau cu ea în cap. Să simți și tu cum doare când îți cineva. Anul 2016. Aveam 12 ani și recent descoperisem Twitter. Primul meu iubit se despărțise de mine, iar eu învărsam suferința aici cu astfel de citate care mă urmăresc și până în ziua de azi. Cringe. cu șampania de copii adusă de Ralu Bă with X Nico m sau mă cunosc. In my emo phase era. Evident că eram cool la 12 ani în clasa 6, -a, bând Robi Bubble la școală. Nu am blurat conturile de fub etichetate, ce contribuie la cringeismul pozei și evident nu mai sunt folosite. XOXO. Scos limba de pe Yahoo Messenger. I mean, you're not pretending to do anything else. Adică nu pretinzi că ai bea alcool, că ești cool. Nu mi se pare că neapărat evocă coolness că bei Robi Baba la școală. E ca și cum ai bea suc la școală. It's nothing. Din partea mea, un k. Ok, tip din generală, eu. Trandafirii sunt florile preferate ale fetelor, deoarece ei sunt semnul oficial al iubirii. Uite la mesaje. Profa de română care era și diriga lui. Dragostea plutește în aer. Nu, nu. Nu, 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 nu a comentat profa de română la o postare între voi cu Dragostea plătește în aer, cu ce-mi plac copiii ăștia că se plac între ei. Plutește, doamnă! Era un tip din generală, mai mic cu un an, care avea mare crash pe mine. Știau inclusiv profesorii care credeau că suntem împreună. Deși eu făceam tot posibilul să evit persoana asta. Aveam 12, respectiv 11 ani. A avut crash pe mine până când am intrat la liceu în alt oraș. În moment în care mi-a zis, cum ai putut să-mi faci așa ceva? De azi o să te uit. Și te-a uitat? That's good for you. Pare bine. Cea mai cringe chestie din toată interacțiunea asta e faptul că profa de român a postat un comentariu la această postare a unor copii de 12-11 ani. Ce căuta să aibă, să fie pe Facebook-ul lor, I don't understand. Cringe din partea mea pentru comentariul dirigintei. Pentru postarea lui, crin. Încerca și el să dea acolo. Adică, was it the wrong try? Sigur. Dar a încercat. Uh, wow, chestiile astea cu numere când postai la story și era uh, dăm ce număr uh, ce număr ai vrea cu mine or I don't, something like that. Te, unu, te iubesc, doi, te ador 3 ești drăguț 4 de treabă 5 te urăsc 6 ai ochii frumoși 7 nu te suport 8 ai un zâmbet frumos 9 vreau să fiu cu tine 10 ești viața mea 11 rea 12 de gașcă 13 vreau să te sărut ok Scrisoarea mea de mulțumire îți mulțumesc fiindcă ești tu mersi fiindcă ești tu nu uita să-i anunți pe părinții tăi de ședința de mâine 3 mă gândeam că 1 se a dat doar 3 nu mi vine să cred doar ești drăguț ă când putea să zic că te iubesc sau nouă, vreau să fiu cu tine sau 13, vreau să te sărut. Wow. Aveam 10 ani și încercam să agăți băieți de la școală. Respect. Sincer, te respect că ai încercat. Poate mergea mai bine să zici, mă gândeam că 13. Că te iubesc, it's a, it's a far away thing, dar mea, aveai 10 ani. E ok. Cringe, pentru că e 2019. Cum adică? Cum adică încă mai există pozele astea în 2019? Cum adică ești un copil de 15 ani și ai Facebook? Cum vrei să ți se zică lucrurile pe față, logaritmii nu erau scopul principal. Adică chiar iau trei, dar nu contează asta. Atunci care e? Scopul era să te agăți. Bună glumă. Check. Wow! Damn! Am încercat să-l agăți pe hândrălău ăsta, dar nu știe să comunice cu femeile, le trimite poze cu șobolani. Nu, pare că nu te place. Pare că încerci să explici faptul că nu, no, că n-ar putea să nu mă placă, și doar nu știe să explice, uh, nu știe să vorbească cu femeile, e clar. Nu știe pentru că trimite poze cu ceobola, dar n-are cum să mă blagă pe -mi mine, da? Has to be cringe. O postare pe Snapchat. Avem un ursuleț, un trandafir și un thank you daddy. Era cadoul de ziua unei prietene și credeam că voi fi foarte cool și misterioasă dacă trimit acest snap. Nu, nu mă refeream la tatăl meu prin daddy, aveam 15-16 ani. Bună, mi-e rușine să fiu aici. La revedere! Când depresia te apucă și asculți muzică tristă și te întreb de ce nu ai pe nimeni și după îți dai seama că nu bași lumea în seamă și dai sin. A, ah, sunt eu. <laughs> <laughs> în era de Picnic girl. Ok, mi-am dat-o frate. Has to be cringe. Why am I ugly? JK, this was a joke. I'm cute. I'm hot. I'm everything you're not. I'm looking up on Google just to find for you a flop. No description. Cringe. Din partea mea cringe. Facebook user și a stăs contul. Că Căfăpisi, bin, tu te faci. Te-ai pierdut? Nu mai ai cuvinte? I mean, te-a întrebat ce faci. Te-ai gândit să răspunzi la această întrebare? Îți bat așa că ai grijă ce zici. Nume individ. Ce? Ce-ai băut fără mine? Mr. Vin. Vi la mine? O tentativă nereușită de a face o glumă proastă. This is a woman? This is a woman care îți dă la un bărbat? Nu încercați să fii glumeață. Și nu-mi iese? Nu prea, dar e ok. Mă mai iubești? Cred că ești mai beată ca mine. What's with men shooting that women în episodul ăsta? Si se pare doar. Îmi place de tine, ești chiar frumușel. Mersi la, fel, ne combinăm și noi? De când așteptam să zici asta? Te văd cam timidă. Vezi prost. How was she timidă? She was so forward. Adică mă faci cure? This man cannot be saved. Nu, doamne ferește, ești un chiar frumos. Enjoy! Se 50 pentru autorix ca agățat. Oricum pare că lua la p gen femeia asta, nu pare că gen chiar voia să facă ceva, pare că le-a luat p Adică, realist, dacă și eu eram în situația asta, probabil și eu credeam că mă ia la Că gen din, din, prima chestie, bine, tu ce faci? Te-ai pierdut mai cuvinte. Literalmente te-am întrebat ce faci, răspundem. Fantastic, domnule. Cring. Fostul eu. I, I appreciate poza cu maimuța. Hei, fă te rog o favoare, să nu mai vorbești cu mine sau să-mi comentezi pozele sau să-mi trimiți mesaje. Scuze, dar dentistul meu mi zis să stau departe de lucruri dulci ca tine. Crede-mă, ești foarte, foarte dulce. Ai primit panică? Publică acest mesaj pe peretele la 10 persoane pe care le iubești. Cringe. Ok, my natural hair, hashtag my love. Eu pe Insta fix după o zi, după ce crush-ul meu a răspuns pe AskFM la întrebarea ce tip de păr îți place la o fată cu drept și lung. Hashtag-urile vă rog. I mean, te rework? Te-a combinat crush-ul tău? După? I-a plăcut părul? That's a good try. It's pretty clean, din partea ta. Când postați câștigătorii concursului de Sfântul Ion? Persoana asta către Lace România. Bună Diana, uite aici, Câștigătorii concursului Sfântul Ion Spune la mulți ani cu mulțumesc. A, ah, mulțumesc! Prin 2018 Leis desfășura un concurs de zi de nume, normal că am participat și normal că voiam pungile și Traista să ajungă la mine cât mai repede, as you can see. Când îmi vine Traista! <gătă -i> Bună Diana, cam în 30 de zile lucrătoare, îți dorim o zi excelentă, dragă noastră. Ok, mulțumesc! Când îmi ajung pungile și Traista! <gătă -i> Bună Diana, vor ajunge zilele următoare, mulțumesc! Și la mine la fel? <laughs> Mulțumesc Lace, pentru premiu Unde-i Traista? Unde-i Traista frate? Și doar Lace cu sare? De ce îți dă un cadou și e the lamest Lace ever? Dă-mi frate un Lace cu o paprika Dă-mi un cascual, dă-mi un mix așa Lace cu sare, 30 de pungi de leis cu sare Unde-i Traista? N-avem o poză cu Traista Sincer, ai câștigat un concurs și dorei ce ai câștigat Era dreptul tău să ai ce ai câștigat Așa că, cri din partea mea. Acum 10 ani. Am văzut asta la cineva și am zis să pun și eu. Dau un trandafir face to face, cele mai frumoase fete care dă like. 29 de like-uri, damn. Erai futak uh, futac respectiv futacă? Erai un futac X. Am postat pentru o fată de care îmi plăcea, ea nu a dat like și mi-a dat un <laughs> nu. No! Pare rău, frate. Dacă vrei să ne întâlnim, să bem o bere, să hang out a little bit, să dăm cu picior într-un coș de gunoi dintr-un parc, let me know, sunt dispus să fac asta pentru tine, because that's awful. Îmi pare rău. Este cring ce ai făcut? E cring. It could have been worse. Bun, avem o discuție pe Discord de acum un an. Oare la australieni nu le vine sângele în cap? Nu. Că nu are de unde să strângă apă. X de ce? Nu crezi nici în gravitație? Dacă nu mai cred că mizeria asta e bilă, da. Nu cred că... Nu cred în magica force pulling... Towards the ground. Cred în buoyancy and density, care explică perfect de ce unele chestii cad, altele puteți sau zboară. Gravity, dacă există, era deja legea fizicii, nu o teorie. Still not law în 2023. Just saying. Inclusiv inginer mega smart cu care am vorbit despre asta. Ziceau că singura chestie care le dă cu virgulă la pământul ăsta e gravitația. Ai auzit de legea gravitației? Unde e Unde teoria gravitației? <laughs> Puneți, domne legea gravitației în Constituție! E neconstituțional să fie gravitație. Îmi încalcă drepturile de a fi dens. O conversație cu băiatul de la care cumpăr și era bine să în mijlocul zilei. Ok, uh, that's why you don't use your own stash. Da? Pentru că a ajuns la concluzii de genul. <laughs> Cringe. On this day 12 years ago. Persoana asta câte Andreea. Ce vreme frumoasă, nu? Andreea, da, Zein e cu ornitorincu, iar... Mi-am obligat o prietenă să-mi posteze chestia asta pe wall, nu mi-am de ce, dar sunt sigură că nu a fost ideea ei să postez. Vă las ca două următoarele precizări. Aveam rușinoasa vârstă de 16 ani. Eram obsessed with Zayn Malik din One Direction. Mi se părea quirky să-i zic iubitei lui pe care o chema Perry, ornitoring, pentru că eram geloasă. Aveam o altă Prietenul la fel de dragoste de Harry Styles și toată ziua stăteam pe Twitter și aveam propriul nostru slang de Directioneers. Încă suntem prietene. One Direction a contribuit la această prietenie de peste 12 ani. Anul trecut am văzut împreună doi din 5 membri One Direction în concert. Prietena obțizată de Harry Styles, Ornitorincu. Eu sufăr. Tu sau eu, Harry, vreau o relație serioasă cu blonda aia. Am înțeles că ei cred că relația lor nu o să țină pentru că Harry are concerte și aia are un program încărcat. Sună bine pentru mine, încă am șanse. Ce păcat că nu o să mă cheme niciodată pe Harry, ca pe aia. Mai bine că nu te cheamă. Operii, era nenorocită pe viață, e mai bine să fii. Săraca Andreea, she's un bad. Absolut cringe. Îmi pare rău, Andreea. Îmi pare rău că am citit asta, nu-mi pare rău pentru tine. Și cam asta a fost episodul de azi din Cringe Show. Dacă ți-a plăcut, lasă un like, dă un coment, dă un sub, de ce nu? Și dacă ai o postare, DM, story, cringe, cum ai văzut în acest episod, trimite prin intermediul formularului din descriere. La revedere!